Bună ziua, dragi momici! Eu sunt Cristina și vă invit astăzi să facem împreună o nouă rețetă Flavor, pe care eu am numit-o ochiuri cu legume la cuptor. Pentru această rețetă delicioasă, care este potrivită atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, pentru că este sănătoasă, avem nevoie de următoarele multe ingrediente. 4 ouă, 400 de grame de roșii în bulion, 2 roșii proaspete, 4 linguri de ulei de măsline, 2 cepe roșii tocate, 4 căței de usturoi, mozzarella în zer, aproximativ 100 de grame, 3 ardei grași, unul galben, unul verde și unul roșu, puteți să folosiți ce culori aveți, și condimente. Eu voi pune coriandru, busuioc și boia dulce de ardei. Dacă nu doriți să folosiți roșii în bulion, puteți să folosiți doar roșii proaspete sau dacă aveți roșii puse la congelator, tăiate bucăți, le puteți folosi și cu amestecate cu suc de roșii făcut în casă, dacă doriți și dacă aveți fără sare. Vom începe cu sosul. Vom pune uleiul de măsline într-o crăticioară și acum vom adăuga pe rând usturoiul, ceapa și ardei. Vom pune apoi și puțină apă, astfel încât să nu se prăjească. Adică am pus cam aproximativ 300 de ml de apă. Amestecăm și vom lăsa la foc mic cu capacul pus aproximativ 15 minute până se înmoaie foarte bine legumele și mai scade din apă, pentru că acum este destul de multă. Legumele noastre s-au înmuiat puțin, apa a scăzut, a mai rămas foarte puțină. Acum vom adăuga roșiile, cele două roșii proaspete și roșiile în bulion. Amestecăm bine și mai lăsăm pe foc încă aproximativ 15-20 de minute. Sosul nostru este gata, așa arată. Acum vom adăuga condimentele, puțin coriandru, busuiocul și boiaua. Puneți cât doriți și amestecăm bine. Acum vom transfera sosul într-o tăviță. Aici am o tăviță cu diametru de 25 de cm. Puteți folosi și vase ceramice sau de iena, numai că trebuie să așteptați să se răcească sosul, pentru că nu-l puteți pune fierbinte, este posibil să se spargă vasele. Acum, în tăviță vom face 4 șanțuri micuțe. Și vom sparge ouăle. Acum vom pune și mozzarella printre ele. Și vom băga tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 15 minute sau până când gălbenușul și albușul sunt perfectari.
Ouăle noastre sunt gata, atât gălbenușul cât și albușul sunt tari. Iar profit de această ocazie ca să vă reamintesc că ouăle moi sunt total interzise copiilor, pentru că există risc de intoxicație alimentare. Prin urmare, atât gălbenușul cât și albușul trebuie să fie tari, indiferent că îl facem la cuptor sau le fierbem. Acum, eu voi decora ouăle cu câteva frunzulițe de busuioc proaspăt. Iar acest preparat merge de minune cu o mămăliguță sau cartof natur, după cum vă place mai mult. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut preparatul și o să-l încercați într-un număr cât mai mare. Aștept feedback-ul vostru, iar dacă aveți întrebări legate de rețetă, nu ezitați să lăsați un comentariu. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata următoarea rețetă Vida Flavor.